Vasile Hortopan este un tânăr de 32 de ani din localitatea Curpen, care în 2009 a pus bazele unui proiect pe fonduri europene și și-a deschis o seră în care cultivă un soi de roșii olandez. În 2011, sera a început să producă, iar în 2012 a înregistrat cel mai bun profit. Bun găsit, stimați telespectatori, suntem la Curpen și nu oriunde, ci într-un solarie, aș spune, o seră foarte mare și frumoasă, unde roșiile cresc așa, se spune, nedeterminat. Domnul Hortopan, vă mulțumesc în primul rând că ne-ați primit aici, pentru că aveți, să zic așa, un loc extraordinar. L-ați început jobul ăsta, că până la urmă e munca dumneavoastră, prin 2009 și aș vrea să ne povestiți cum a fost. Bună ziua și bine ați venit pe la noi. Am început această activitate în urmă cu 6 ani. De 4 ani cultivăm roșii. Este o muncă plăcută în agricultură. De la început ați pornit așa cu o seră mare? V-ați propus și ați simțit aici sus? Da, am accesat fonduri pe măsura 1-2-1 și am construit această seră începând din anul 2009 și până în anul 2011, iar din 2011, așa cum vedeți noastră. Spuneți-mi ce soiuri de roșii aveți, că am înțeles că lujerul crește așa, lăsați să crească cât vrea el, nu-l tăiați, nu-l, doar îl direcționați. Da, cultivăm un soi olandez de roșii, se cheamă Profilo F1 și este cu viață nedeterminată, crește până când practic îl stopăm noi. Cam câte kilograme de roșii strângeți de pe acest buștean? Da. Un fir de roșii duce undeva la 18 etaje și aproximativ 18-20 de kilograme de roșii, undeva la 37-38 de kilograme pe metru pătrat. Deci este foarte productiv soiul. Da, este un soi productiv, în schimb e destul de pretențios la dăunători și la boli. Acolo trebuie să fim foarte atenți. Și asta când apare? Acum primăvara? Pe tot parcursul anului, în funcție de condițiile meteo și de alte condiții externe. Spuneți-mi, pentru că este un soi și o roșie care nu cultivi în fiecare primăvară, nu? Dumneavoastră o lăsați să crească, că se vede așa, e foarte viguroasă. Nu știu, stimați spectator, dacă puteți observa, dar lujerul este foarte gros, are un diametru de câțiva centimetri, aș putea spune. Cam de câți ani este, de exemplu, bușteanul ăsta? Acesta este cultivat în această primăvară pe data de 20 martie și o să-l ținem undeva până în jurul sărbătorilor de Crăciun. Da, este un soi care vă produce, iată, și iarna, și toamna, și în toate anotimpurile. Așa este, fiind cultură nedeterminată, produce pe toată perioada anului. Cum de v-a venit ideea și de ce roșii și nu altceva? Am mai văzut la alți producători, mi-au plăcut și am zis să încerc. Nu știu de ce roșii, așa am crezut eu în momentul de acela că e mai bine și a început să-mi placă și acum rămânem pe această cultură. Spuneți-mi, dacă dumneavoastră consumați, fiind vorba aia cu mâna prin ele aici, cred că la fiecare masă aveți și o roșie pe masă. Ar fi imposibil să fie altfel, fiind lucrând toată ziua cu ele și producând foarte multe, consumăm zilnic de mai multe ori pe zi. Bănuiesc că cel mai mare preț îl obțineți în extra sezon, nu? Da, începuturile de sezon și sfârșiturile sunt cele cu prețurile foarte mari, iar mijlocul sezonului prețul mic, dar productivitatea foarte mare. Unde valorificați? Pentru că mulți producători zic că piața e saturată, că mai ales vara, prețul la roșii, știți cât a fost? 1 leu, adică nu a justificat munca omului în curte. Avem cu comercianți locali anumite înțelegeri și nu avem o problemă la desface produsul, avem o problemă cu prețul. Prețul care nu depinde de noi sau de ei, depinde de piață în momentul respectiv. În vara asta ne faceți și o estimare cu cât vom cumpăra roșiile? Nu știu, nu, dar ar fi bine să pot să fac așa ceva, numai că, fiind condițiile meteo destul de proaste, cred că prețul o să fie mai ridicat în acest an. Inundațiile și ploile au afectat zona Doljului, care e cel mai mare producător la noi din zonă de tomate și cred că o să fie prețul un pic mai ridicat. Aoleu, deci facem economia la bulion cât putem, că auziți, stimați telespectatori, prețul e mare și roșia e din ce în ce mai puțină pe piață. Vă ajută cineva, că bănuiesc că singur nu puteți face față unui asemenea volum de muncă? Da, sigur, noi suntem o societate comercială care avem 4 angajați cu care îndesfășurăm activitatea.
De când până când durează munca aici? Adică la cât veniți dimineața? Acum ați venit de dimineață pentru noi, știați că venim și ne-ați primit așa cu roa pe plantă. Nu, noi începem în fiecare dimineață în jurul orei 7, ce este problemul nostru, și terminăm în funcție de lucrările pe care le avem în ziua respectivă. În general, în zona prânzului încheiem pentru că nu putem să lucrăm la temperaturi foarte mari în interior, pentru că le afectează pe ele. Spuneți-mi dacă ați făcut cursuri în domeniu, adică trebuie să știi că atunci când apare o boală sau un dăunător, trebuie să știi și ce să-i faci. Aveți cărți, vă documentați pe net, cum aflați toate astea sau cu cine luați legătura? Sigur că da, am făcut și cursuri, avem și colaboratorii noștri și din Ungaria și de la noi din țară cu care comunicăm, păstrăm legătura, aflăm ce-i nou în probleme de boli și de dăunători și reușim să ne informăm, să putem să facem față procesului tehnologic. Se știe că înainte de 1989 România exporta foarte mult. Acum nu mai prea poate și nu mai prea are ce. Totuși, dumneavoastră, producătorii care faceți față cu brio, aș putea spune, unui volum de muncă și unui profit agricol, reușiți să mergeți cu ele și la export sau încă nu? Nu, deocamdată nu am mers deloc la export. Se poate merge. Din păcate, condițiile de transport, cerințele celor de afară și cantitatea pe care o producem noi ne face să nu ne direcționăm spre această piață. Nu producem o cantitate suficientă cât să mergem cu ele la export. Spuneți-ne că vă face concurență roșia turcească și nu numai, că iată, vin de afară și vine peste producția dumneavoastră de fiecare dată și poate și mai devreme decât apucați dumneavoastră să ieșiți cu ele pe piață. Sigur că da, ne afectează roșiile din export, ne afectează foarte mult. În schimb, nu avem nicio putere să intervenim sau să influențăm în vreun fel. Ce spune familia? Bănuiesc că vă are cât mai puțin acasă, având în vedere că munca dumneavoastră e preponderent aici. Ce să zic, că mă ajută și ei, suntem... Sunt bucuroși că desfășurăm o activitate și ne ajutăm să o ducem la bun sfârșit, să facem în fiecare an roșii cât mai multe și cât mai bune. Aveți 32 de ani, mulți înainte. Sunteți un om împlinit? V-ați văzut visul cu ochii sau nu este numai ăsta un vis? Cel mai important vis e cel legat de familie și sunt împlinit, sunt căsătorit, am doi copii, unul dintre ei la toamnă merge la școală și acelea sunt cele mai mari împliniri. Sigur că și aici e o împlinire pentru că de asta muncim în fiecare zi să ne bucurăm de rezultatele muncii și în momentul când rezultatele sunt, automat suntem și bucuroși. Intenționați ca în seară să mai aduceți și altceva, adică altceva ce considerați noastră că v-ar aduce un profit mai mare decât roșia? Sigur, la un moment dat tehnologic e obligatoriu să facem rotația culturilor și foarte posibil ca anul următor să venim cu o altă cultură. Deocamdată nu a fost cazul și am fost mulțumiți de roșie și am mers cu această cultură. Ne faceți o estimare câte tone de roșii ați scos într-un an din această seră? Undeva la 90-100 de tone într-un ciclu complet. Sunteți unul din oamenii bogați ai Gorjului, vă întreb așa, pentru că se spune că și la țară, dacă ești un om gospodar, dacă muncești, dacă accesești un proiect, ajungi cineva în sat. Nu sunt unul dintre oamenii bogați, dar genul ăsta de bogăție nici nu mi-l doresc. Sunt bucuros că desfășurăm o activitate, că suntem fericiți și nu căutăm neapărat rezultatele financiare. Ele să fie doar pozitive, să ne ajungă cât să trăim. În rest. V-ați gândit cumva la o linie tehnologică și pentru prepararea lor? Pentru că România aduce lipsă de așa ceva, adică de acele fabrici de conserve. Da, ne-am gândit. În schimb, această activitate reprezintă o altă afacere. Producția e o afacere și prelucrarea e cu totul altă afacere. Trebuie personal separat, trebuie tehnologie separată și... Asta ne-a făcut să mai așteptăm un pic, dar în anii următori intenționăm să procesăm o parte din producție, mai ales atunci când prețul este mic și nu se merită să le ducem la piață.
Cheltuielile au fost mai mari în acest an și vă întreb, pentru că văd aici un cuptor, faceți foc aici, trebuie să faci cald de la plantă și având în vedere că, iată, mai e puțin și e jumătate din an și tot a fost foarte friguros, spuneți-mi dacă și cheltuielile dumneavoastră normal s-au ridicat ca să-i asiguri acestei plântuțe temperatura optimă. Sigur, cheltuielile cresc odată cu condițiile meteo. Anul acesta a fost un an cu temperaturi scăzute prelungite, e luna mai și încă sunt temperaturi foarte mici. Să sperăm că vremea se îndreaptă și scăpăm și noi de aceste cheltuieli. Din 2009 până acum, care a fost cel mai bun an productiv al dumneavoastră pe roșie? 2010 a fost un an foarte... 2012 am greșit. 2012 a fost un an productiv foarte bun și am fost foarte mulțumiți. Și ceilalți ani au fost foarte bun productiv pentru că noi avem grijă să avem un produs. Noi putem influența calitatea și cantitatea. Nu putem... Cum? Nu putem influența. Prin lucrările tehnologice pe care le facem, putem să avem o calitate foarte bună și o cantitate foarte mare. În schimb, nu putem să influențăm prețul. Acesta e dictat de piață și trebuie să ne supunem lui. Există o asociație a cultivatorilor de legume? Faceți parte din ea sau vă gândiți să inițiați până la urmă? Pentru că sunteți unul din oamenii care s-ar preta să facă asta, având în vedere că sunt și anii care vă permit ca și experiență și până la urmă producția, care spune cuvântul. Fac parte dintr-o asociație, din păcate nu este o asociație locală. Nu sunt astfel de asociații locale. Producția de legume la noi în Gorj e una destul de limitată față de alte zone agricole și oamenii sunt destul de răzleți așezați în tot județul și nu reușim să ne unim și să facem un lucru comun. Și să știe că aici în Gorj nu prea este cultură mare, ci e preponderent de alt și munte și este viță de vie și pom fructifer. Exact, din acest motiv e foarte greu să înființăm o asociație și să ne unim pentru a putea să vindem împreună și să ne ajutăm mai mult. Cum considerați că este acest 2014 sau jumătatea lui până acum? Cum au mers toate? Suntem undeva în parametri pe care ne-am în grafic, suntem în parametri pe care ne-am estimat un pic în urmă din cauza condițiilor meteo. În rest, totul e în regulă. Noi vă dorim să aveți mare succes și pe piață, nu numai aici, și afară dacă se poate și vă mulțumim încă o dată că, iată, ne-ați arătat că se poate, cu mult curaj, aș spune eu, dincolo de orice muncă și bani. Da. Și eu vă mulțumesc pentru că ați venit în vizită la noi. Se poate, orice tânăr care vrea să încerce poate să realizeze o astfel de investiție, dar trebuie curaj și foarte multă muncă. Este o întreagă tehnologie în a obține roșii la solar de cea mai bună calitate. Ce pot să vă spun? Fermierul merge la cultura de față pe un singur ciclu, care durează circa 7-8 luni de zile, deci asigură producție pe o perioadă destul de îndelungată. Toată producția o valorifică pe piața liberă și la anumite societăți. Tot timpul mi-a spus că nu se pune problema valorificării. Deci producția se valorifică în totalitate. Vă spuneam la început de anumite lucrări speciale. Având în vedere că este un soi cu creștere nedeterminată și conducerea se face pe o singură tijă, adică o singură plantă, se face o ruptare de copilire. Ce înseamnă copilire? Adică să rupe acele stari care pornesc de la subsoara frunzelor. Deci, avem o imagine. Încă o ruptare specială care se face este îndepărtarea frunzelor de la baza plantei. De ce se îndepărtează frunzele de la baza plantei? Fiind un soi cu creștere determinată, poți să ajungă la o înălțime de 10-12 metri planta. Și atunci se merge prin, după ce a recoltat primele inflorescențe, planta se aduce cât mai aproape de nivelul solului și undeva se face sub formă de cerc la baza ei, ca să aibă unde să crească spre înălțime. Ce pot să vă mai spun din această specie? Se merge foarte mult
Chiar am avut o discuție că obligatoriu în agricultură și mai ales în cultura mare și chiar și în legumicultură trebuie să faci asolamentul. Asolamentul înseamnă ca să schimbi un an să mergi cu o anumită specie, anul următor schimbăm cu o altă specie datorită infecției și atacului de boli și dăunători. Cu cât nu faci asolamentul în fiecare an, cu atât și atacul de boli și dăunători este mai mare. Domnul inginer, suntem într-o superbă seră, aș putea spune, și spun asta pentru că, iată, roșiile, lujerii sunt aproape cât noi, este jumătatea anului și producțiile aici sunt aproape în fiecare lună. Ce ne puteți spune vis-a-vis de tehnologie? Cum putem obține așa ceva? Ce pot să vă spun? Investiția a urcat undeva la circa 400 de mii de euro, fără TVA, și a fost realizată, primul ciclu de producție a avut loc în anul 2012. Fondurile au fost din fonduri europene pe măsura 1-2-1, adică modernizarea exploatațiilor agricole. Materialul săditor, ce vedeți în imagine, este importat din Olanda. Fermierul merge pe un soi foarte bun, Profilo F1, adică cu mare rezistență la bol și la secetă. În privința tehnologiei, plantarea are loc în luna mai, în decada a doua lunii mai, și se merge pe un singur ciclu de producție care durează circa 7-8 luni de zile. Am văzut că din loc în loc, iată, sunt tăiate plantele. De ce? Se merge cu o singură turpină și sunt anumite lucrări speciale în care obligatoriu trebuie făcute, mai ales când este vorba de spații protejate. Acolo unde producem legume în spații protejate. Este o lucrare care se numește copilit și este făcută manual. Deci am ținut să vă și fac precizarea manuală, fiindcă sunt anumite lucrări care se merge până mecanizare și sunt lucrări manuale. Așa cum vă spunea și antevorbitorul meu, suprafața investiției este de 32.000, adică 30 ari sau 3.200 de metri pătrați. Și o să rămâneți surprins, pe toată această suprafață lucrează doar 4 muncitori. Cei 4 muncitori asigură acele lucrări de copilire, cum zicem noi, lucrări speciale, lucrări de recoltare și restul lucrărilor se fac mecanizat, mai bine zis, dirijate electronic, adică mă refer la irigare, irigarea prin picurare, tratamentele fitosanitare și pe lângă aceste tratamente fitosanitare se mai aplică și fertilizarea cu îngrășăminte pe bază de azot, fosfor și potasiu. Este oarecum nocivă, că nouă ne teamă, știți, toți vrem să consumăm cât mai natural. Ce se întâmplă? Dacă ați observat, totul este pe substrat. Plantele, deci, trebuie alimentate cu îngrășămintele necesare pentru a realiza producții. Și atunci se merge pe acestea. Nu sunt dăunătoare îngrășămintele chimice. E vitaminele la om, nu? Da, deci este chiar, dacă nu s-ar folosi sau în cantități mai mici, s-ar crea un dezechilibru la plantă. Și asta voiam să vă întreb, se folosește altceva decât ce foloseau străbunicii noștri sau cum ne-am alimentat? Că țin eu minte că ziceam, hai să dăm cu azotat un câmp. Spre deosebire, bunicii noștri foloseau foarte mult îngrășămintele organice pe bază de gunoi de graști. Cele mai bune, de altfel. Cele mai bune, de altfel, dar la ora actuală se merge mult pe îngrășămintele chimice și datorită faptului că și sectorul zootehnic a avut foarte mult de suferit, mai ales după anul 2000. Spuneți-mi, dacă acești producători agricoli, la care tot dumneavoastră, iată, i-ați identificat și ne-ați adus și pe noi, vă cer ajutorul. Sunt atâtea și atâtea boli, dăunători, bineînțeles că dumneavoastră, inginerii agronomi de aici, de la camerele agricole, sunteți cei care îi inițiați, îi ajutați să facă proiecte, dar cred că răspundeți și la telefon atunci când spune mi s-a îmbolnăvit o plantă. Dar tot timpul am fost foarte receptiv. La cel mai mic telefon am venit
și am stabilit ce tratamente să aplice, dar bineînțeles îi ajutăm foarte mult. Orice probleme și pe în legătură cu tratamentele fitosanitare și cu plantarea și cu perioada de maturare a fructelor când se înceapă recoltatul, dar suntem receptivi la solicitările fermierilor. Este o încurajare pentru un tânăr și nu numai să se apuce de o asemenea afacere în România, unde se spune că nu mai merge nimic și pe profit tot mai puține firme? Este o încurajare, fiindcă mai ales lipsa locurilor de muncă îi face, mai ales la ora actuală, să-și aleagă să facă ceva în viață. Și foarte mulți tineri, dacă ați observat, foarte mulți tinerii în special se apucă de acest, adică ei și sunt cei care accesează fondurile europene, fiindcă foarte mulți au fost plecați în afară. Și au văzut și au, după ce au stat un an de zile, au venit și au început să pună în practică și la noi în țară. Și într-adevăr cu rezultate foarte bune. Toată lumea așteaptă de altfel și subvenții. Spuneți-mi dacă acest sector e privilegiat sau privat până la urmă de bani și de la ministere. Da, beneficiază de subvenții și sectorul legumicol. Bineînțeles că e vorba de la o anumită suprafață, dar la dânșii nu se pune problema, mai ales că suprafața cultivată în spații protejate este de 3200 de metri pătrați. Deci și beneficiază de subvenții foarte, zic eu, semnificative. Aș putea să vă felicit și nu fac lucrul ăsta doar așa că suntem în fața camerelor de luat vederi, dar am auzit că datorită dumneavoastră foarte multe proiecte s-au realizat aici pe Stănești și colegii dumneavoastră ziceau că dacă n-ar fi inginerul Păducel, cu siguranță ar fi fost mai puține. E adevărat, multă muncă, dar cred că aveți și o satisfacție pe măsură. Exact cum spuneați, există satisfacție foarte mare, mai ales atunci când îți iubești meseria. Și vreau să vă spun că la nivelul comunii Stănești avem peste 80 de proiecte realizate doar de către tinerii fermieri, adică sub 40 de ani. Și mă bucură faptul că nu urmăresc numai fondurile și să le folosească într-altă parte, ci le folosesc direct în producție. Se îndrăgostesc de meserie, bănuiesc. Meserie, exact ce vedem și la fermierul de față. Și vreau să vă spun că producția este foarte rentabilă. Ca să obții 100 de tone de fructe și anii trecuți, valorificarea a fost undeva în jur de 50 de lei pe kilogram. Au fost și, mai ales în timpul verii, când a scăzut undeva în jur de 15 lei pe kilogram. Deci cultura este foarte rentabilă și toți factorii din seră sunt urmăriți electronic. Deci vreau să vă spun că nu face rabat la tehnologie. Absolut totul merge electronic. Și începând de la fertilizare, de la irigare și chiar asigurarea factorilor de temperatură și umiditate. Ce am omis să vă spun și face parte tot din tehnologie și e vorba de producțiile foarte mari. Sunt și datorită acelor, asigură polenizarea în spațiile protejate. În spațiile protejate e obligatoriu, chiar dacă avem soiuri autofertile, trebuie să asiguri polenizarea. Ei, fermierul de față, vreau să vă spun că asigură această polenizare cu bondari, o specie de bondari aduse din import, din Belgia. Cutia cu stupi. Acest stup cresc 2 luni de zile, îi aducem din Belgia, au larve în interior programate să trăiască, să dezvolte timp de 2 luni, după care mor toți și trebuie să aducem un alt stup. Și care este misiunea lui? Misiunea lor sunt de polenizare, da. Fac o polenizare foarte bună și foarte simetrică, mult mai bună decât cea făcută de albine. Pe ce perioadă asigură polenizarea? 2 luni de zile un stup, noi polenizăm întreg anul, luăm cam 4-5 stupi pe toată perioada anului și suntem foarte mulțumiți pentru că polenizează o medie de fructe pe fiecare ciorchin, adică nu avem ciorchin cu 10 fructe și ciorchin cu 4 fructe, avem medie de 7 fructe pe ciorchin. Dacă ar fi să facem un calcul, la cât se ridică valoarea asigurării polenizării?
Polinizarea... Deci acei bondari un stup dintre acesta ne costă undeva la 6-7 milioane, ne sunt necesari 2 și vreo 10 pe toată perioada anului, adică undeva la 60-70 de milioane pe tot parcursul anului cheltuim cu polinizarea. Da, da, pe de-astea am dat drumul. Nu-ți mai dau drumul, altul că nu-ți mai dau drumul, nu mai prind. Intră el singur aici, pe gaura cealaltă și nu mai poate ieși. Asta e o gaură pe care intră și nu mai poți să iasă. Extraordinar, chiar este un lucru pe care nici noi n-aveam de unde să-l știm. Și doi bondari, adică o pereche, asigură polinizarea pe toată suprafața de, în care o deține fermierul, adică 3200 de metri pătrați. Da. Și în același timp, ce pot să vă mai spun, cu o pereche de bondare ajunge undeva la 7 milioane, deci vine 70.000 de lei și trebuie înlocuiți la 2 luni. Deci numai polenizarea, că de asta și prețurile sunt undeva mari, din cauza că sunt foarte multe lucrări care sunt foarte costisitoare. Numai polenizarea îl costă undeva la 20-280.000 pe an. Deci trebuie schimbate aceste... Făceam un raport acum, îți iei mașină la prețul ăsta acum, la mâna a doua. Insecte trebuie schimbate la 2 luni de zile. Deci atât asigură polinizarea pe intervalul de 2 luni de zile. După aceea trebuie schimbați. Și vă dați seama, totul s-a dus din import. Foarte interesant, arată și bine florile. Da. Se vede că sunt într-o evoluție continuă spre foarte bine. Foarte bine. Cultura arată foarte bine și zic eu că cel târziu, în data de 10 iunie, o să iese cu producție pe piață. Eu vă mulțumesc mult că ne-ați acordat aceste scurte minute în care ne-ați informat până la urmă și pe noi și pe telespectatorii noștri care probabil vor să mai acceseze fonduri și să facă proiecte și așteptăm să ne mai chemați și vă spun asta pentru că dumneavoastră ne-ați mărturisit că aproape 80 de proiecte sunt aici la Stănești. Nivel de comună, da, și zic eu că interese există în continuare. În continuare există interes și ce se întâmplă? Foarte mult tineretul și fermierii duc lipsă de schimburi de experiență. În situația când a văzut exact cum au făcut tinerii noștri, când au mers în afară și au văzut cum se poate, că se poate realiza banul și la noi în țară, au venit în țară și au pus în practică. Uitați că rezultatele se văd. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă dau întâlnire la un alt producător agricol data viitoare, dar cred că vom opta pentru sectorul zootehnic. Până atunci, toate cele bune și vizionare plăcută a programelor noastre. La revedere!